așteaptă un meci dificil. De fapt, toate meciurile sunt de calificare sunt grele, pentru că fiecare adversar vine să-și vândă scump pielea. Din păcate, avem câteva absențe care probabil că ar fi contate, vorba de Mățu și de Macrischi accidentați și, cum știm, Spătaru și Puntus cu multe cartonașe, dar sunt convins că ceilalți băieți vor reuși să strângă rândurile și o să avem inspirația să alcătuim un 11 puternic, un 11 care să pună presiune pe adversar, un 11 care să se bată pentru fiecare minge și să reușim să obținem tot ce se poate din acest joc. Am mare încredere în băieți și sunt convins că vom reuși să facem un joc bun. Suntem gata atât moral cât și psihologic. După ultimul meci am obținut o victorie foarte importantă și sperăm că mâine vom ieși și vom da luptă celor la Letonia și sunt sigur că vom ieși cu o dorință foarte mare de a obține un rezultat foarte pozitiv. Noi ne-am pregătit în acest timp foarte bine și credem că vom scoate un rezultat bun și cu Letonia, după cum cu Muntenegru am făcut un rezultat bun. Am muncit mult la antrenament, credem că pe teren o să arătăm și tot ce a fost mai bun. Mulțumim mult! Vă rog, întrebările dumneavoastră. Domnule Oprea, în afară de jucătorii pe care i-ați menționat, mai sunt careva jucători sub semnul întrebării în locul pe care l-a avut? Nu, momentan, din punct de vedere fizic, eu zic că toți jucătorii care avem aici în cantonament sunt pregătiți pentru joc și sperăm că până la ora jocului să nu se mai întâmple nimic deosebit și să reușim să facem un 11 puternic, un 11 competitiv. Lipsa de mulți va conta mult. Deja v-ați gândit cine vă stau jocuturile? Până la ora jocului, știți cum ne gândim permanent, avem soluții, asta este situația în viața fiecărui jucător sau fiecărei echipe. Intervin accidentări, intervin suspendări. V-am spus și repet, am foarte mare încredere în toți jucătorii care sunt aici și fiecare pentru mine este la fel de important și sper ca cei care vor intra mâine în teren să dea totul și să obținem tot ce se poate în acest joc. Ați început primul meci oficial, a fost cu victoria, dar sigur vă doriți să continuați? Sigur, ne dorim meci de meci să câștigăm, dar sportul e sport, fotbalul e fotbal. Ne-am pregătit bine și sperăm să obținem din nou un joc bun. Selecționerul național Moldovei este la fel român ca și noastră de origine. Ați discutat cu dumnealui după numirea noi în funcție? Da, discutăm, ne cunoaștem, ne încurajăm unul pe altul. Le-am urat baftă ieri înainte de joc. Nu este niciun fel de problemă. Fiecare își pregătește jocul cum poate mai bine, cum știe mai bine, pentru că vă spun foarte clar, ne dorim să câștigăm. Nu cred că există un antrenor care să pregătească echipa pentru înfrânge. În titulia națională Letoniei, știți care sunt punctele forte, punctele slabe? Da, le-am studiat, le-am văzut și chiar și astăzi le-am arătat băieților pe video. Este o echipă disciplinată, este o echipă muncitoare care încearcă să strângă rândurile, încearcă să micșoreze spațiile, dar au și ei punctele lor slabe pe care le-am spus băieților și sperăm să le fructificăm în jocul de mâine. Cum vă simțiți jucând la Orhei? Normal. Sper ca publicul spectator să vină în număr cât mai mare și să încurajeze acești băieți pentru că au nevoie, pentru că fotbalul este frumos atunci când tribunele stadionului sunt pline. Selecționata Muntenegru este o selecționată puternică, deci națională mare, nu a putut învinge. Această victorie obținută în meciul trecut nu le va da băieților așa o euforie? Nu va... Eu am discutat zilele astea cu ei și am încercat să-i țin cu picioarele pe pământ. Într-adevăr, a fost o victorie, dar a trecut. Trebuie să ne gândim la viitor, trebuie să ne gândim să facem pași în continuare unul după altul și dacă se poate toți pașii cu dreptul. Eu cred că băieții sunt conștienți că acel meci a trecut și trebuie să legăm puncte, trebuie să adunăm puncte și la sfârșit vom vedea acolo unde suntem. Și pe cine pot spune referitor la această întrebare din punct de vedere psihologic? Nu cred. Nu suntem la așa un nivel ca să câștigăm un meci și a doua să ne gândim că putem să jucăm foarte slab. Orice meci ne gătim la 100%, orice meci e pentru noi foarte important.
Decât încă noi că am început foarte slab cei primele trei meciuri. Acum am luat un punct, am jucat o altă victorie. Motorul meci, cred că sunt negativ la maxim de toate. Pentru noi fiecare meci este important. La fiecare meci trebuie să ieșim motivați 100%, dar mai mult. Pentru că ușor nimic nu ne se dă în viața asta. Dino, tu ai jucat anul acesta cu Letonia la Cupa Comunității sau nu erai în loc? Da, da. A fost anul acesta două meci cu Letonia, ambele egaluri. Îți amintești ceva? Ce poți spune despre adversar? Tu ai fost acolo în teren? Nu știu, ca două egalități, cu și o echipă foarte bună. Nu aș spune că e slab, dar acum echipe nu sunt slabe. O echipă care luptă, joacă până la urmă și poate să fie foarte greu. Eu sunt sigur că să fie foarte greu.